Sunt atât de agresivi câinii din adăposturi? Nu toți. Trebuie să conștientizăm faptul că în adăposturi avem o populație foarte diversă de câini cu un bagaj de experiențe foarte diferit, de la câini pui care nu au practic nicio experiență, unii poate chiar s-au născut în adăpost, până la câini care au fost abuzați, bătuți, loviți de oameni, folosiți în lupte și care sunt efectiv traumatizați. De aceea, nu toți câinii din adăposturi, publice sau private, nu contează, sunt adoptabili. Mai bine spus, nu orice câine este adoptabil de oricine și în orice condiții, pentru că sunt câini pentru care ai nevoie de o anumită experiență. Și de aceea, dacă ar fi să dăm câteva sfaturi persoanelor care își doresc să adopte, atenție, adopția este un gest minunat și trebuie să-l facem și mă bucur și felicit pe toți cei care se gândesc la acest lucru. Dar, înainte de a adopta un câine, să ne punem întrebarea, sunt capabil să mă ocup de un câine? De un câine și mai ales de un câine adoptat? Adică am capacitatea financiară, logistică, de timp. Un câine adoptat necesită mult mai mult timp decât un câine, să spunem, care s-a născut dintr-un cuib, de la un crescător autorizat și despre care știm tot bagajul genetic, părinții, etc. În al doilea rând, când mergem să adoptăm câinele, să verificăm, bineînțeles, starea sa de sănătate, dar și să punem întrebări despre istoricul său. De unde a fost luat? Când a fost luat? Cum a fost luat? Există probleme de comportament pe care cei de acolo să le cunoască și să ni le transmită? Și în al treilea rând, să facem apel la specialiști, adică la un instructor de dresaj canin pe care să-l luăm cu noi și care să poată identifica, pentru că de aceea el se pricepe, din punct de vedere comportamental, etologic, anumite indicii care să-l facă să valideze alegerea noastră sau nu. Atenție, un câine nu se adoptă niciodată din milă. Și asta este un lucru foarte important, pentru că mila este un sentiment emoțional și aici nu trebuie să mergem doar pe emoție, ci trebuie să ținem cont și de comportamentul câinelui. După ce am adoptat câinele, vizita la veterinar, evident, pentru a ne asigura că sănătatea sa este corespunzătoare, după care o evaluare etologică comportamentală a câinelui, tot făcută de un instructor de dresaj canin, care să poată identifica dacă acel câine are sau nu probleme și să ne ajute printr-un curs de dresaj de bază pe care noi să-l facem alături de câinele nostru pe care l-am adoptat, astfel încât să putem comunica mai bine cu el, să înțelegem cum comunicăm cu câinele nostru și să înțelegem ce vrea el să ne comunice. Câinii ne comunică foarte multe lucruri, trebuie doar să putem să le înțelegem. Iar al treilea pas, să zicem, post-adopție, este o etapă foarte importantă care poate dura săptămâni, poate chiar luni de zile, și anume socializarea. Socializarea câinelui cu medii diferite, dar și cu oameni diferiți. Acestea sunt câțiva pași, dacă vreți, v-am dat 3 pași înainte și după adopție, pe care dacă i-am urma, am putea să prevenim probleme. Și de asemenea, din punctul de vedere al instituțiilor, adică al adăposturilor private sau asociații, trebuie să se facă o separare a câinilor. Nu orice câine este adoptabil, este valabil și pentru asociațiile care propun spre adopție câini. Foarte bine că fac acest lucru, dar avem, dacă vreți, 3 mari categorii de câini. Câinii pe care îi numim highly adoptable, da? Sunt tipologii luate din Statele Unite mai degrabă, adică o tipologie precum pui, da? Care nu prezintă probleme, ci pur și simplu sunt agitați, ceea ce este foarte simpatic, dar poate să fie adoptați imediat. Avem o categorie, probabil cea mai mare dintre câinii din adăposturi, și anume câinii care sunt adoptabili, dar au anumite probleme. Fie au stat pe stradă, poate au avut niște mici conflicte, dar nu este nimic insurmontabil. Pentru că nu trebuie să rămânem cantonați în trecut. Câinele are capacitatea de a depăși traumele din trecut dacă îl ajutăm. De aceea facem apel la un instructor de dresaj canin. Dar există și o categorie de câini, și atenție, nu este vina câinilor, care au fost bătuți atât de rău, care au fost otrăviți, care au fost loviți de mașini, care au fost folosiți în lupte sau în alte activități de braconaj, etc., etc., care nu sunt adoptabili. Cu siguranță nu pentru o persoană care n-ar avea experiența să gestioneze un astfel de câine. Și de aceea, orice instituție publică sau privată, asociație, ar trebui, înainte de a da spre adopție un câine, să poarte o discuție cu adoptatorul. Să-l întrebe. Nu e același lucru dacă ești o persoană tânără, poate foarte activă, îi place să facă sport, poate nu este într-un cuplu sau este într-un cuplu, are copil, n-are copil, cu o persoană mai în vârstă care nu mai este la fel de activă și își dorește un câine mai liniștit. Și atunci, în funcție de această discuție de început, să poată identifica o serie de câini care s-ar preta cel mai bine. Acest concept de matching, de compatibilitate între câine și om, este foarte important.